Ședință de guvern astăzi cu cuțitele pe masă. Liberalii încearcă din răzputeri să mai tragă de facilitățile fiscale. PSD-iștii vor să le elimine, să acopere gaura din buget pe care tot partenerii de coaliție au provocat-o. Antoanela Răileanu ne spune mai multe. Bună dimineața, Antoanela! Te urmărim! Bună dimineața, Dan, bun găsit tuturor. Discuțiile cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare, dar și colectarea banilor la bugetul de stat au ajuns într-un impas, asta după multe ședințe ale PSD și PNL din ultima perioadă. Mai precis, ultima ședință în acest sens a avut loc ieri aici, la Palatul Victoria, însă, potrivit ultimelor informații, PSD și PNL nu au ajuns încă la un consens. Pe de o parte, socialdemocrații insistă că își doresc reducerea cheltuielilor pentru instituțiile centrale, dar și cele subordonate. Mai mult decât atât, premierul Marcel Ciolacu a anunțat că își dorește reducerea cu 200.000 a locurilor bugetare, locuri care nu sunt ocupate la momentul de față. De cealaltă parte, nici liberalii nu se grăbesc să anunțe acest pachet fiscal. Potrivit surselor, PNL nu este de acord cu eliminarea unor facilități fiscale pentru anumite categorii profesionale. Așadar, începând cu ora 11 aici la Palatul Victoria, va începe o nouă ședință a executivului, acolo unde guvernul va discuta inclusiv și despre pachetul fiscal și ne așteptăm ca în scurt timp să fie prezentate primele concluzii în acest sens. Toate aceste discuții și eforturi bugetare au loc în contextul în care doar în primele 5 luni România a ajuns la un deficit bugetar de 2,3% din PIB-ul țării.